În acea iarnă grea am fost la întrunirile la Pușna și am văzut o școală model. Directorul școlii, domnul Carasic, ne-a prezentat proiectele școlii, activitățile de orientare profesională, antrenarea copiilor în activitățile extrașcolare. Școala avea un atelier de ceramică, o expoziție cu lucrările incredibile ale elevilor. Lecțiile erau la un nivel înalt, ca și ținuta profesorilor, a directorului, dar și a elevilor. Ceva total neobișnuit în Moldova. Trebuia să treacă foarte mult timp ca școlile din Republică să atingă un asemenea nivel. Pentru mine, acea vizită a fost una memorabilă. Am învățat foarte multe pentru experiența mea și mai ales m-a impresionat ținuta lor, felul lor de a fi stăpâni pe sine și foarte siguri de ceea ce fac. După întrunire, am pornit cu sânile spre casă. Foarte mulți mergeam în aceeași direcție. Mulți colegi aveau schiuri și au pornit din deal spre Valea Prutului, pe schiuri. În acei ani, în școli lucrau mai mult bărbați. Când îi priveam cum se întrec între ei pe schiuri, aveam un sentiment de siguranță. Troienile erau atât de mari că prin pârtie nu se vedeau sânele și caii, dar dealul era negru de figurile schiorilor care se luau la întrecere. Cu Panfilov ne întâlneam pe la adunări. Pe atunci erau la modă scrisorile. Era un singur telefon în tot satul, la Sovietul Sătesc. Pentru Panfilov, șeșcanii erau un adevărat pericol, fiindcă în acel sat, mai mult ca în altele, erau mulți tineri cu studii în diferite domenii, medici, ingineri, directorul școlii, cavaler și foarte simpatic. Dar el nu știa un lucru simplu de tot, că eu îmi doream să-l am alături doar pe Ștefan Panfilov. Nimeni nu putea să mă iubească ca el, să fie atât de domn cu mine, iar cel mai important pentru mine era că îl iubeam tare. Pe atunci nimeni nu striga în gura mare, te iubesc. Poate acesta și era farmecul dragostei. Iubeam cu inima și cu sufletul. Eram fideli primului sărut. Desigur, directorul școlii avea intenția să se căsătorească. Nu degeaba l-a rugat pe șeful secției raionale să-i trimită fete frumoase și deștepte. Nu știu cât de frumoasă eram eu, dar deșteaptă mă consideram. Odată în timpul recreației eram toți în cancelare și directorul Vâcelac s-a apropiat de mine umăr la umăr și întrebă pe cei prezenți. Ia uitați-vă, am fi o pereche potrivită eu cu Taisia Iosifovna? Eu îi răspund, nu, putem fi pereche. Perechea Taisiei Pranițcaia e la Leușeni. Panfilov sună des. Se întrebe ce face Taisia. Nu s-a măritat? Acolo sunt băieți mulți și frumoși. V.F. comenta. Iar a sunat acela. Cine? Acel din Leușeni. Tot întreabă de Taisia Iosifovna. Nu știu ce gândea, dar mie nu mi-a spus niciodată că a sunat Panfilov. Între noi, fetele, cea mai frumoasă era Olga Doroganici. Avea un păr frumos, ondulat, de la natură, cu gene mari și ochi zâmbitori, un râs provocător, cu două grupițe pe față veselă. Primele zile, domnișoarele Olga și Angela au dormit la pământ, la tante Valea. Trebuie să ai și demnitate, eu nu m-aș fi permis așa ceva. Sunt învățătoare și asta spune totul. Eram atât de mândră și țineam capul sus și spatele drept cum era și tatăl meu, după spusele mamei. Omul necăjit se cunoaște pe pășit. Eu, prin mersul meu, parcă arătam că toată lumea e la picioarele mele. Desigur, aveam pretendenți, dar mă abordau prin curier. Nu îndrăzneau să se apropie de mine. Trimiteau pecitori de frică să nu-i refuz. Și bine făceau. Eu nu puteam să-l refuz doar pe Panfilov, dar cu condiția să fie cu armata făcută și apoi căsătoria. Aveam o vorbă, nu voi fi soție de soldat. Multe tinere familii n-au trecut examenul despărțirii. Dacă soțul era luat la armată, de fapt, eu aveam cu totul alt motiv de a nu mă căsători. Voiam să fiu liberă, să nu fiu legată de anumite obligații. Auzisem că Sasha Petică, colega mea din clasa 5-a, care fusese repartizată în Pogănești, a născut o fetiță. Am decis să mergem la ea să o felicităm. M-am asigurat că Jenia Plugaru poate hățui caii, mă duc la colhoz și cer o căruță și plecăm
plecăm spre Pobănești. Am cumpărat necesarul pentru bebeluș și un serviciu de veselă drept cadou de nuntă. Până la Pobănești erau vreo 35-40 de kilometri. Noi cei din căruță locuiam în zona 2 de frontieră, dar Pobăneștii erau în zona 1 de frontieră. Am trecut Leușenii cu gândul să-i întâlnim pe ai noștri, Panfilov și Mișa Izman. Treceam prin mijlocul satului și vedeam la un stâlp o legătură de ardei iuți agățați la uscat. Și Aniuta zice, oare nu aici stă Panfilov? Dar nu i-am găsit acasă nici pe el, nici pe Mișa. Și am plecat mai departe. Ajungem aproape de Leușeni, ne opresc grănicerii și ne verifică actele. Ne descos de unde suntem, cu ce ocazie la Pogănești. În sfârșit, ne-au permis să mergem mai departe. Ajungem la Pogănești, o găsim pe Sașa cu copilul, o felicităm, înmânăm cadoul. Boris Vasiliev nu era acasă, era la cules poamă. Am pornit înapoi, aveam drum lung. Treceam din nou prin Leușeni și îl găsim pe Mișa acasă. El a mers și ne-a arătat unde stă Panfilov. Și mare ne-a fost uimirea când ne-am oprit la casă cu ardei iuți la stâlp. Dar nu era acasă, era și el la cules poamă. Pe noi nu ne scoteau la cules, eram mai respectați. În acel an mă duceam mai des acasă. Mi-era dor de ai mei. Anul de studiu s-a terminat și plecam acasă, în vacanță. Eram nerăbdătoare cu Iulia împreună. Cu valize făcute ne ducem la combinat, poate găsim o mașină. Era după amiază. Găsim o mașină care pleca la Chișinău. Dar tinere și fără experiență, nu ne-am dat seama că șoferul era băut. Ne urcăm cu el în cabină și pornim spre Hâncești. Pe atunci se numea Cotovski, prin pădure. La o serpentină se strică mașina. Șoferul iese să vadă ce se întâmplase și abia atunci am văzut cât de biat era. Eram pe marginea unei râpi foarte adânci. Atunci ne-a luat frica pe amândouă. Nu aveam ce face. Era noapte, să rămâi în pădure era riscant, să mergem cu el același lucru. Pornește-l mașina, ne urcăm și cu mare frică ajungem la Hâncești. I-am spus că nu mergem mai departe și s-a supărat foc. Ca să se liniștească, i-am plătit până la Chișinău și am scăpat de el. Era noapte. Ce ne facem? Găsim un taxi și ne ia până la Chișinău. Ne-a dus la stația Vesterniceni. Eram doar noi două în stație. Șoferul ne-a întrebat ce avem de gând să facem, că până dimineață nu avem cu ce să ne mișcăm și ne mai spune că la Vesterniceni sunt mulți bandiți. Chiar o sfeclisem rău de tot. Îi spuneam că vom dormi în gară și el zice, mergeți la mine. Ne-a luat valizele și a mers la el. Ne-am culcat pe un pat de fier cu o saltea plină cu fân. Dimineața i-am mulțumit, i-am plătit și am plecat. Iulia spre Dubăsari, eu spre Soroca, la Țânțăreni, care e pe traseu. Am tras o frică bună și atunci am hotărât ferm. Plec din Șișcani, la mine în sat. Dar nu era atât de simplu să pleci. Eu aveam dreptul să intru fără examen de admitere în orice instituție superioară de învățământ. Era cel mai bun motiv să pot pleca. Nici nu trebuia să cer aprobare. Întrucât nu ajungeau cadre, mai ales pe cei de la matematică, nu țineau ca pe niște cățeluși legați de gard. Nu am vrut să plec cu scandal. Chiar la începutul anului de studiu -54-55 a venit la Șișcani secretarul 2 al Partidului Comunist al Republicii Moldova din Raion. M-a invitat la o discuție. Eu eram secretarul organizației comsomoliste a învățătorilor. I-am spus că la sfârșitul anului plec la învățătură. Știa tare bine că am fost eminentă, dar a vrut să tragă niște foloase de pe urma mea și mi-a zis că dacă organizez o activitate artistică și particip la concursul raional pot pleca la studii. În 1957 la Moscova trebuia să aibă loc Festivalul Tineretului și al Studenților și au hotărât să activeze mișcarea de susținere prin activarea concursurilor raionale și republicane. Am început pregătirile. Lucram în trei schimburi, iar seara mergeam la club la repetiție. Tineretul venea după muncă cu plăcere și aduceau și instrumente muzicale. Eu veneam după școala serală. Începeam la 22:00 și veneam acasă la 2:00 noapte. Dar trebuia să mă pregătesc de lecții pentru a doua zi. Dormeam foarte puțin, dar tinerii aveau talent și mi-a fost foarte ușor până în luna mai programul a fost gata. La festival ne-am întâlnit mai mulți colegi. Noi am asigurat un nivel mai înalt al activității artistice din raion. Șișcani a fost pe primul loc. Fedorița Balaban a ocupat locul 3. Pavel Meșcoi conducea corul de
din Krasnoarmeisk și Tălăiești. Fiodorița noastră era gravidă cam în luna a șaptea și eu nu știam că sunt căsătoriți, ea cu Andrei Harito. Eu tare o iubeam pe Fiodorița și o admiram pentru talentul său ieșit din comun. A născut 3 fete, dar potențialul său nu și l-a valorificat. Mai întâi a venit pe lume Nina, apoi Marusica, apoi Raia. Ea s-a sacrificat totalmente pentru dragostea ei, ajutându-l pe Andrei să crească. Andrei a ajuns candidat în științe, azi doctor în științe, apoi rector la Institutul Pedagogic din Tiraspol. Fiodorița a rămas doar studiile de la școala pedagogică. Mare păcat, știu că asta a consumat-o și s-a simțit prost chiar în ochii fiicelor, dar cred că nu i-a reproșat nimic lui Andrei. El a fost student la zi la universitate și a făcut studiile la Moscova, a susținut teza. Mulți dintre colegii noștri au urmat studiile superioare și au devenit specialiști importanți în economia țării. Precis că Fiodorița a suferit și a avut durere ascunsă știută numai de ea. Tot timpul am compătimit-o și am iubit-o. Mai mult de atât, a pierdut-o pe Marusica. Apoi a fost și iară pusă de aceeași boală incurabilă și nimiloasă. Nu a fost tare dragă, au fost frumoase, deștepte și bune la suflet, simple și sincere. Dumnezeu să le ocrotească și să le aibă în pază. Nu mai aveam niciun motiv să rămân în Șișcani. La 7 noiembrie trebuia să vină Panfilov la Șișcani. Evident, ambii pregăteam câte o surpriză celuilalt. Eu am cumpărat un cocoș de la bătrâna la care stăteam la gazdă și am vrut să pregătesc o răcitură. Prin cocoșul, iau bărdița, era prima mea experiență. Pun cocoșul pe ciotcă și trag cu bărdița, dar cocoșul nu era de acord cu mine. Eu dau cu bărdița, dar el dă cu capul într-o parte și poc peste deget. Cocoșul fuge, eu țin degetul cu mâna dreaptă și fugă la spital. Iau vreo 2 injecții și îmi pansează degetul. Colac peste pupăză, aflu că pe Panfilov îl iau la armată. Și ceilalți băieții noștri sunt luați la armată. Nu mai aveam niciun interes să mai rămân.